Bună seara, bine v-am regăsit, dragi prieteni, Agricultura la Raport. E marți, e Școala de Afaceri Agro TV. Vă prezentăm o poveste absolut deosebit de faină în această seară, mai ales că o și ilustrăm, așa cum am stabilit în ultima vreme, să ilustrăm poveștile, aceste fișe, aceste planuri de afaceri pe care vi le prezentăm de obicei marțea, și cu un exemplu concret, și anume aducând alături de noi, în fața dumneavoastră, un om care se ocupă de ceea ce povestim noi în fiecare zi de marți. Drept urmare, astăzi discutăm despre cum să faci bani dintr-o afacere producând alimente din lapte de capră, crescute în sistem ecologic, pentru că, știți, avem noi așa o obsesie, da? Ne-am generat-o și ne alimentăm, vă mărturisim, cu toată dezinvoltura, pentru că ținem ca ceea ce punem pe masă, așa cum vă spunem mereu, să fie de calitate și pentru noi și pentru copiii noștri, încât să avem motive să mulțumim și celui care le produce și bunului Dumnezeu că ni le-a prilejuit. Cum spuneam, despre lapte de capră, despre produse derivate din acest lapte de capră crescută în condiții ecologice, vorbim în această seară. Însă, întâi și întâi, vreau să spun că mi s-a dat și nouă dreptul să defilăm prin Europa cu micii fraților. Probleme de astea are națiunea română, sau să spunem, Ministerul Agriculturii, sau cine s-o fie ocupând de problema asta, ca să recunoască, ca să ne dea voie, Comisia Europeană, iată, s-a luat astăzi o decizie de către Comitetul Permanent pentru Lanțul Alimentar și Sănătatea Animală, prezidat de Comisia Europeană, care ne spune că putem folosi bicarbonatul de sodiu ca ingredient în prepararea tradițională a micilor, care va să zică că vom putea exporta mici în toată Europa. Dacă există cerere în acest sens, eu personal habar n-am, m-aș îndoi să fie o cerere deosebită în acest sens. De astea-s mizele, astea-s prilejurile noastre de bucurie. Cum sunt? Mici, evident. Că despre mici vorbim și de pe mici ne batem. Nu ne batem, cum vă mai spun așa, tot obsedant și pentru dumneavoastră, nu ne batem ca bugetele alea în nou PNDR să fie multe zeci de milioane, dacă nu 100 și 200, pe transfer de cunoștință, pentru că, v-am mai spus, ca și calea ferată, pe o linie merge cercetarea și inovarea, mai ales în institutele în institutele de cercetare, în universități, pentru că stațiunile s-au cam dus pe copcă, și pe aia altă linie ferată, paralel, se duc fermierii. Oameni care parcă nu află unii de alții, nu știu că, de fapt, unii lucrează în interesul celorlalți. Doar că ceilalți, anume fermierii, ar trebui cumva să ajungă la aceste informații. Dacă nu fac ei pași, ar trebui să existe programe, ar trebui să existe măsuri prin care guvernul, Ministerul Agriculturii, intermediază mai cu forță, să spun așa, aceste rezultate ale cercetării. E, nu se întâmplă. Noi ne ocupăm de mici, de țuică, probleme de genul ăsta. Avem că astea au culoare și, cum să spun eu, sunt populiste așa, sunt subiecte de discutat la talk show-uri politice de-a dreptul. Bun. Liber la mici și la bere. Dar până una alta îi post, eu zic să mai amânăm o leacă până după Sfintele Paști, că ne putem abține, nu-i așa. Invitații mei în această seară, profesor Lavran Fițiu. Domnule profesor, mulțumesc că sunteți din nou alături de noi. Bună seara. Și vă mulțumesc că ne-ați adus un exemplu în materie de cum să practici o zootehnie, să spun eu, combinată, o să vedeți care e povestea, ecologică, să o faci produse diverse și să vinzi direct din fermă. Pentru că, domnul profesor, știți că la un moment dat venea unii și da, mă, lăsați-ne în pace cu domnul profesor, acum tot ne spune cum vindeți voi direct, cum faceți voi. E, se poate. Cum se poate? Aflați în această seară. Invitatul nostru, Andrei Taichiș, un tânăr fermier, 31 de ani. Bună seara. Bună seara, Andrei, îți mulțumesc că ești alături de noi. Andrei vine de undeva de pe lângă Beiuș. De unde vii, Andrei, de fapt, mai precis? Din satul Elești, comuna Buntești, aproape de 15 km de Beiuș. O să ne evoce ceea ce a făcut acolo și, de asemenea, impactul, să spunem, pe care l-a avut întâlnirea cu profesorul Avram Fițiu și dezvoltarea sa pe orizontală după aceea. Dar vreau să cer părerea invitaților mei mai întâi despre mici și bere. Avem berea, nu, mă rog, că nu
bere nu mai face, nu mai producem, că ne-am scăpat de ea. Ce părere aveți, domn profesor? Avem mici, în sfârșit, putem și pe piețe, acum cucerim piețele europene cu, dacă a venit kebabul peste noi, ne ducem și noi cu șaorma noastră. În fericire, mici nu sunt apanajul fermei familiale, ci sunt apanajul unităților industriale. Este o afacere a unor unități agroalimentare industriale care au reușit în ultimii ani de zile să facă bani frumoși, ținând cont de această, să zicem, de acest obicei al românilor, în special cei din sudul țării, mai nou și s-au contaminat și ceilalți, de a consuma acest produs numit mic. Spuneam din fericire pentru că ferma familială trebuie să producă un produs tradițional, un produs care să aibă în spate o identitate, să aibă istorie și nu un produs rapid realizat în regim fast food. Noi când facem acasă, părinții noștri, mamele noastre când fac un produs alimentar, îl fac într-un sistem slow food, adică într-un sistem bine așezat în care ingredientele sunt bine alese, mâncarea durează câteva ore până este realizată, consumul ei se realizează încet, în așa fel încât să poți savura o mâncare gustoasă. Ori aici vorbim de un produs realizat în câteva minute, nu? Rapid, preparat. E fast food-ul românilor. Exact, este fast food-ul românesc. Înainte de a veni fast food-ul străin, am inventat noi fast food-ul nostru. Un produs realizat rapid, din carnea, să zicem, cea mai puțin aleasă din individul respectiv animal și apoi se consumă extrem de rapid, adică practic vorbim de un fast food. Noi atunci când vorbim de fermă familială, trebuie să ieșim din această logică a fast food-ului și să intrăm într-o logică mai normală în care ne luăm timp suficient pentru a construi un produs alimentar și apoi pentru a-l consuma, pentru a-l putea digera, în așa fel încât acest produs să-l putem înțelege nu numai prin papile gustative, ci să le putem înțelege prin istoria lui, prin povestea lui, pentru că fiecare produs alimentar este însoțit în viața lui de o poveste. Deci nu consumăm doar agricultură, consumăm cultură atunci când consumăm un produs agroalimentar într-un sistem de fermă familială. Atunci când consumăm un produs de fast food, vezi mici, sigur că vom consuma un produs alimentar cu sau fără bicarbonat, cum spuneați mai înainte. Deci vorbim de o altă abordare care pe noi, să zicem, în zona de agricultură familială nu ne interesează. Da, e o miză totuși, adică... Nu financiară? Știu. Enormă. O țară care mănâncă mici. Bun, am fi putut să-i mâncăm în continuare. Nu cred că ar fi fost interziși, nu puteam să exportăm, atât tot. Marea industrie și-a zis, dacă am putut să vindem la milioane de români mici, n-am putea vinde la milioane de săraci europeni acești mici, că nu o să mănânce cetățenul european mediu și bogat din Europa mic. O să mănânce tot clasa aia de jos, care e mare numeric, săracă și la ei, că au câteva zeci de milioane de imigranți de prin Turcia, de prin Maghreb și atunci cu siguranță s-au gândit de a veni cu un produs pe piață competitiv la nivel de preț pe o clientelă săracă a Europei. Bun. O altă chestiune e legată de ceea ce se întâmplă în piețele din România, și anume de prezența foarte amestecată, foarte greu de decelată a producătorilor cu samsarii, cu intermediarii. Se tot discută la Senat acum o lege care să introducă un carnet electronic, să fac un carnet al agricultorului, să se ceartă între ei acolo, nu știu cum să o dea la pace. Care ar putea să fie soluția încât adevăratul producător în România să găsească loc într-o piață a producătorilor și să nu mai stea la mâna celor care iau marfă din nefiscalizată în mare măsură? Răspunsul este foarte simplu. Nu trebuie să inventăm roata. Roata există, ea trebuie doar învârtită în direcția corectă. Nicăieri într-o piață din Europa, dar nicăieri, din Germania până în Portugalia, până în Grecia, nu vei întâlni într-o piață de agricultori vreun comerciant de produs agroalimentar. Nu există ca și noțiune. Piața de agricultori e piața de agricultori și atât. Comercianții își deschid magazinele lor, au alt sistem de comerț. Piață. Deci nu în piață, nu amesteci. Piețele, prin definiție, sunt ale celor care agricultorilor. Au palmele crăpate de munca în propria În primul rând, când zici piață în Europa, nu spui piață, spui parking.
piața nu e permanentă, este de weekend de regulă, vinerea și sâmbăta, când parkingul central din oraș sau... Cele piețe volante, cum alături. Exact, sau zona din fața prefecturii, a primăriei, în fiecare mare oraș, se liberează timp de o zi, două, și acolo se organizează o piață ad hoc de către agricultori. Deci nu vorbim de piețe, sistem închis, așa cum avem noi în centrul marelui oraș, Cluj sau București, așa ceva nu există decât în fostele țări comuniste. Le mai avem noi, le mai au ungurii, bulgarii, cehii, slovacii, cei care nu le-au transferat în alte direcții. Dar acest sistem de comerț în care se amestești tu comercianți cu agricultori nu există nicăieri în Europa, de aceea ei nu au această problemă. Vorbesc în țările vestice aici, țările, să zicem, cu o istorie necomunistă în ultima vreme. Deci nu au problema asta. Deci ca atare noi o avem moștenită și o continuăm pentru că nimeni nu are interes să facă o demarcație clară pe subiectul ăsta. De ce? Pentru că cei care gestionează piețele astăzi în România au interes să joace cu comercianții pentru că ei rămân 12 luni din 12 și le asigură un flux financiar. Agricultorii noștri nu își permit să plătească o masă 12 luni de zile din 12 în piață. O plătesc o lună, o plătesc două, în funcție de câtă marfă au de vândut. Și atunci, cel care are business-ul ăsta, șeful de la piață, el trăiește de pe seama comercianților, bani mai mult de pe seama comercianților care, dacă se poate, să vină să închirieze unii 3 zile, 2 zile, 5 zile, să aibă permanent în mână, și nu agricultorilor care, sigur, datorită mărimilor mai reduse, nu-și permit să poată stabiliza o masă în piață timp de 12 luni de zile. Iarăși o informație care vine din spre Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, APDRP, care se spune că demarează campania națională de informare a fermierilor privind modul de accesare a fondurilor europene din PNDR 2013 și etapa de pregătire pentru, pentru PNDR 2014-2020. Și se vorbește despre că autoritățile vor folosi peste 2000 de multiplicatori de informații din toate județele pregătiți pentru a putea transmite către publicul larg informații generale și specifice despre modalitatea și condițiile de accesare și utilizare corectă a fondurilor europene disponibile. Adică se vor lua din ONG-uri, din presă, din probabil din firmele de consultanță care oferă consultanță europeană, vor fi duși în 800 și vreo 20-40 de exemple, să zicem, de bună practică în sensul implementării unui proiect european, vor vedea aceste modele și cumva vor populariza ceea ce au văzut mai departe. E o strategie? E bine de făcut lucrul ăsta? Strategia este, după mine, foarte clară, campania electorală pe față, pentru că urmează alegerile și, ca atare, guvernul, neștiind să facă nimic constructiv, vine cu o astfel de poveste ca să-și mai vândă din, să zicem, din neajunsuri. Ținând cont de faptul că noul PNDR încă nu s-a finalizat, încă n-a plecat la Bruxelles nici măcar prima versiune, se așteaptă ca prima versiune să plece pe 15-16, deci săptămâna viitoare la săptămâna Bruxelles. Asta. Săptămâna 15, asta, da. Se plece exact, să plece prima versiune. Va fi un ping-pong între noi și Bruxelles, deci până în luna iunie, iulie, august nu avem noi condiții pe care această caravană mobilă să le poată prezenta în teritoriu, condiții clare, în condițiile în care toate aceste elemente se vor negocia cu Comisia Europeană în perioada următoare, până prin vară, după care să ne trezim ca prin septembrie să avem probabil un PNDR octombrie aprobat la nivel, să zicem, european. Deci, socotiți că înainte de octombrie, noiembrie, nu vor fi bugete făcute, disponibile pentru accesare? Nu, nici vorbă. Înainte de octombrie, cel mai devreme septembrie, vom putea avea... Bun, asta înseamnă că nu vom avea nici caiete de, mă rog, ghidurile solicitantului, da, nu vom avea nimic, adică da, nu să putem să lucrăm nimic. Anul ăsta nu va fi lansată nicio măsură de finanțare, doar guvernul vrea pe riscul lui să lanseze, cred eu tot din motive electorale, în luna mai, pur întâmplător în mai, de ce nu iunie, de ce nu iulie, tocmai în mai, o măsură 1-2-1 pe ferme de familie, cu o sumă simbolică. Nu, bineînțeles, anul ăsta este un an mort din punct de vedere al fondurilor și aici nu este vina guvernului, ci este vorba de o situație la nivel european în care anul 2000,
14 este un an de tranziție între cele două sisteme, să zicem, bugetare, unul care s-a încheiat și unul care va începe începând din ianuarie 2015. Da, o ultimă chestiune pe care vreau să o mai trecem în revistă și să o comenteze domnul profesor. Banii pentru sectorul vitivinicol 2014-2018, guvernul a aprobat o hotărâre privind stabilirea modului de a acorda sprijinul financiar din partea Uniunii pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2014-2018. UE pune la dispoziția fermierilor pentru programul de sprijin în sectorul vitivinicol un buget anual de 48 de milioane de euro, 47,7 milioane euro în fiecare an, 2014-2018. Măsurile pentru care se acordă acest sprijin financiar din partea Uniunii Europene sunt 1. Restructurarea și reconversia plantațiilor viticole, B. 2. Mă rog, acțiuni de informare în statele membre în scopul informării consumatorilor cu privire la consumul moderat de vin și la sistemele Uniunii referitoare. Uite că aici or fi bani, știi? Adică, bă, să pun acolo alcoolul în cantități mari dăunează grav sănătății. Putem da bani pe așa ceva, dar pe transferul ăla de cunoștințe și de ăsta nu prea ne înghesuim. Ăștia sunt bani care vin direct de la Uniune. Așa, de asemenea, pentru acțiuni de promovare în țări terțe, în vederea îmbunătățirii competitivității vinurilor cu denumire de origine controlată, indicație geografică sau vinurilor pentru care se indică soiul viței de vie. Ce, adică 3.3, asigurarea recoltei de struguri de către producătorii din sectorul vitivinicol și ultimul punct, investiții. Investiții, sigur că știm în ce constau în înființarea de astfel de culturi, având în vedere faptul că România încă nu și-a închis acea cotă alocată în negocierea cu Uniunea Europeană pentru plantațiile de viță de vie. E un sector în care, domnule profesor, în continuare, probabil, vom planta viță de vie străină. Da, pentru că dacă ar avea înțelepciune, guvernanții ar stopa acest program pe partea de investiții, ar duce anumite componente din acest program, care este un program foarte bun, bine gândit, dar fără să mai cumpărăm material seditor care să provine din țări străine. Dacă ar fi după mine, în primul an de zile aș finanța doar investițiile în pepiniere românești ca să putem avea material românesc, să mergem pe creații românești, în primul rând, și să nu mai cumpărăm material seditor străin, iar acești 40 de milioane de euro să plece în țări străine, așa cum s-a întâmplat până acum, în ultimii ani de zile, cumpărând viță de vie ca și material seditor din alte țări. Da, în primii 2 ani de zile ar trebui să finanțăm repunerea pepinierilor românești în picioare. După care, evident, să finanțăm producție. Idem ar fi trebuit să se întâmple și la pomicultură, să avem un program de reconversie pomicolă. Din păcate, nu-l avem. Guvernanții l-au îmbrăcat. Ce să avem, domnul Răstru? Nu vedeți ce s-a întâmplat și cu stațiunea de aici, de la Cluj? Deci era o stațiune, spună academicienii din Academia Română, cea mai bună stațiune de cercetare pe pomicultură, Dar care nu știe să facă mere de 20 de ani la Cluj. Păi poate să mai facă? Ce să mai facă? Că e distrusă 16 restanțe salariale la oameni care au doctorate, oameni care au soiuri omologate, oameni care, cum să spun, ar fi plătiți regește oriunde într-o stațiune de cercetare în Europa sau în lume. Ori tu le areți tot disprețul din lume. Așa este. Deci dacă la programul de reconversie pomicolă nu vom veni să facem program de reconversie pomicolă, pentru că n-am venit cu program de reconversie pomicolă, au venit și au defalcat din bugetul mare de pe măsura 4.1, viitoarea măsură de investiții în ferme, au defalcat o sumă și au zis acesta este programul pomicol, cu finanțare de 50%. În loc să avem program de reconversie pomicolă cu o finanțare de 75%, așa cum se întâmplă în cazul programului de reconversie viticolă. Adică să avem o contribuție de maxim 25% pe care agricultorul s-o aducă, iar statul, mă rog, Europa, să vină cu o contribuție importantă care să ne permită să realizăm investiții corecte în România. Bun. În câteva minute, dragi prieteni, trecem la treabă, facem fișa de afaceri, să spunem, într-o fermă de capre,
Cum putem să câștigăm un bănuț în familia noastră? Cum facem să ne ocupăm numai de treaba aia, împreună cu familia noastră, dacă e cu putință, să câștigăm pâinea cea de toate zilele, fără foarte mult stres, ba chiar făcând cu bucurie această muncă, pentru că aici e secretul până la urmă. Dacă vrei să câștigi bani și nu-i faci făcând ceva cu plăcere, cu drag, ați câștiga pâinea devine o caznă, ați câștiga pâinea devine blestem adesea. De-aia e bine să faci ce faci în viață încât să-ți câștigi pâinea cu zâmbetul pe buze, cu bucurie, cu destindere. Imediat povestim despre produse, despre alimente obținute din lapte de capră, ținută, să spunem așa, sau crescută în condiții ecologice. Vă învățăm tot ce știm despre acest domeniu și ascultăm povestea, desigur, a lui Andrei Taichiș, o poveste foarte faină, a unui om care s-a ocupat cu totul altceva până când să înceapă povestea asta cu caprele. Capra cu trei iezi, fermă ecologică, așa îi spune fermei tale? Da, capra cu trei iezi. Păi ai luat drepturile de autor de la ferma capra cu trei iezi, deci nu capra cu trei iezi. Aha, atunci, deci nu ai capra cu trei iezi, ai doar o fermă. O singură capra cu trei iezi, de asta a rămas ferma capra cu trei iezi. Serios, primul an a fătat o capră trei iezi și de atunci am venit. Și n-a venit lupul, adică n-a rămas cu una până la urmă. Nu, a venit și nu a putut să intre. Am înțeles. Bun, luăm o pauză, imediat ne întoarcem. După ce vă povestim în mare cam cum stă treaba cu această afacere, vă așteptăm și pe dumneavoastră cu telefoane să ne bâzâiți un pic, să vă răspundem punctual la ceea ce vă interesează. Da, am revenit. Începem acum, dragi prieteni, Școala de Afaceri AgroTV. Vă prezentăm în această seară alimente obținute din lapte de capră ecologic. Laptele ecologic, da? Nu capra. Și capra e ținută în sistem ecologic, dar cred că de data asta facem alimente din laptele de capră. Îl salut încă o dată pe Andrei Taichi și mulțumesc că a venit în studio în această seară ca să ne vorbească despre ceea ce face el acolo. Salut, Andrei, încă o dată, că nu te-am lăsat să vorbești în prima parte, că așa am făcut protocolul cu domnul profesor, să tăcem toți și să vorbească domnia sa. Mi-e foarte ușor când domnul profesor e invitat în studio, pot să mă plimb, pot să îmi fac temele și... Bun, haideți să mergem mai întâi să schițăm acest plan de afaceri pe domeniul ăsta și apoi, ca să suprapunem ceea ce ne spuneți, domnule profesor, dumneavoastră, cu ceea ce face Andrei în fermă. Să vedem dacă cumva teoria se potrivește cu practica. Da? De unde începem planul de afaceri, domnule profesor, atunci când vorbim de alimente din lapte de capră? În primul rând, când spui fermă de capră, spui fermă ecologică, pentru că capra este de departe cea mai ecologică specie animală. Ar fi culmea să fii să ai o fermă de capră și să nu ai inteligența să pui o ștampilă de produs ecologic pe laptele respectiv sau pe brânza rezultată. De ce? Pentru că este o specie care apreciază foarte bine natura, poate să folosească foarte bine actuala din România realitate în care avem pășuni împădurite, adică este o plantă care poate ușor capacita valorile care există la ora actuală în pășuni. Al doilea element, dimensiunea. Care este dimensiunea standard pe care ar trebui să o aibă fermă ecologică de capră? E o poveste care trebuie să învârte între 150 și 250 de capre și Andrei se cam învârte în această zonă, chiar în partea superioară. 3. Unde poți să ai ferma respectivă? Automat trebuie să o ai în câmp deschis, nu poți avea în sat, pentru că ai nevoie de a respecta condiții sanitare veterinare și atunci Andrei a mers cu ferma respectivă undeva în afara satului, la circa un kilometru, lângă o pădure, de ce lângă pădure? Pentru a avea acces și la vegetație silvică în anumite momente și sub control, bineînțeles. Al patrulea element. Nu e suficient să faci producție la capre și să vinzi lapte la un intermediar, că n-ai cum să trăiești corect. Ești obligat să faci vânzare directă. Andrei face pasul respectiv, face vânzare directă.
face vânzare directă la consumatori, la un grup de consumatori. Are peste 70-80 de familii la care le duce lapte la domiciliu, la Oradea, la 80 de kilometri de locul de producție. Deci face o distanță, da, cu acest lapte la domiciliu. Și o regulă corect respectată. Mai departe, este în faza în care, ca și agricultor, ar trebui să adune în jurul lui și alți producători care să aibă pâine, să aibă alte brânzeturi din lapte de, din lapte de vacă, din alte specii, dulcețuri sau altele, pentru a putea avea un coș țărănesc, să zicem, închegat, încât acele 80 de familii să nu primească zilnic doar lapte de capră, ci să primească și alte produse necesare în timpul săptămânii. Este, acest pas este pe fază, în fază de a fi conturat, în condițiile în care Andrei conduce, este președintele Asociației de Producători de Produs Ecologic și de Calitate de la Bihor și are deja în fază de lucru elaborarea unui grup de vânzare pentru domiciliu la Bihor, la Oradea. În primul rând la Oradea. Mai departe, un alt element important în construirea acestei afaceri este relația cu consumatorii. Cum îți vei putea fideliza o clientelă pentru a putea vinde un produs ecologic, lapte, brânză, ceea ce Andrei o să ne povestească imediat în ceea ce face. Motiv pentru care se gândește să integreze în această fermă și o altă activitate, cea de agroturism, în care să aibă câteva camere ca să-și primească nota turiștii cât clienții cu copiii pentru a putea fideliza. Un alt element important pe care Andrei a început să-l facă și este corect ca și regula unei afaceri este de a avea parteneriate cu școli în care grupuri de elevi cu profesorii să coboare o zi pe lună, o zi la 3 luni de zile, o zi la 5 luni de zile în fermă ca să înțeleagă de unde vine laptele, cum se mulge, cum arată o fermă de capre. Acestea sunt dimensiuni obligatorii pentru ca un agricultor în agricultura ecologică să reușească producția, să realizeze, să facă procesarea și el face procesare la nivelul lui, să facă vânzare directă, el și fără intermediar, extrem de important, să aibă relație cu consumatorii via ferma agropedagogică sau via activități agroturistice, adică două activități complementare. Deja avem o paletă importantă, faptul că se implică social și organizează agricultorii dintr-un județ în agricultura ecologică, avem cam toate dimensiunile pe care le poate avea un președinte de asociație de agricultură ecologică din Austria sau din Germania, astăzi în Europa. Ceea ce n-are Andrei, nu are decât 3 ani de zile de experiență și cu siguranță ar fi interesant de văzut cum ar arăta ferma lui Andrei în 5 ani din momentul ăsta. El este tânăr agricultor, a depus un proiect pe tineri fermieri, i s-a aprobat, este în fază de implementare. Adică nu, are toate ingredientele necesare de care noi aici povestim și pe care alții, când ne sună la telefon, alții telespectatori, se întreabă, dar oare nu sunt prea multe? Andrei a făcut toți pașii ăștia în 3 ani de zile. Cu siguranță, în 5 ani de zile, Andrei este departe și sper să tragă după el cât mai mulți bihoreni pe acest drum. Despre capra cu trăiezi. Da. Hai să vedem. De ce ai ales? Ți-a plăcut atât de tare povestea? E dramatică, e tragică acolo. E cu foc, cu pucioasă, cu... Da. Asta e vendeta românească, știi? Dacă italienii aveau alte mize, noi... Deci și când... spune-ne cum ai venit tu în zona asta. Adică ce ți s-a întâmplat? Unde te-ai defectat încât de la un jucător pe piața de publicitate în Oradea sau în România, ai virat așa foarte scurt spre un domeniu care, înțeleg, ți era străin ca da. Preocupare, ca da. Cunoaștere. Deci, când prima dată locul de unde este activitatea, este locul de baștină, să zic, de acolo m-am născut, în satul Elești. Și unde am început, unde am construit ferma, era un teren de la bunici. Deci eram atras de locurile natale da. Chestia asta. Dar ultimii 12 ani am avut o altă activitate de publicitate, deci producție publicitară, și la Oradea și la Timișoara o perioadă scurtă. Din cauza, să zic eu așa, mi-a plăcut și domeniul ăla când am început,
câțiva ani am făcut cu drag ce am făcut, totdeauna în ce am fost implicat am vrut să fac la maxim să fie cât mai bine. Dar, din păcate, au apărut niște dereglări, să zic, în faza de client, furnizor. Da, se rupe, deci undeva, se rupe lanțul undeva. Dispare o verigă, din lanț și își bău întâi la care trebuia exact. Să dea banii. Cel mai, exact, aici a fost cea mai mare problemă, din faptul că eu trebuia să primez niște bani de la un client, clientul nu-ți dădea banii, tu trebuia să plătești la furnizor, trebuia să plătești și angajații, și astea s-au multiplicat, aceste lucruri, încât era un stres foarte mare, pentru că eu sunt un om care totdeauna mi-a plăcut și îmi place să fiu corect, să îndeplinesc sarcinile care le au. Care le angajez, da. Și din cauza acestor lucruri ajungeam într-un stres, nu puteam dormi noaptea, în fine, era un lucru care îmi displăcea deja. Deci în ultimii ani, când aveam firme de publicitate, nu mai făceam cu drag ce făceam înainte. Și atunci am zis, trebuie să fac altceva. Și ca să fac altceva, trebuie să găsesc ceva ce erau foarte multe tipuri de afaceri în societate care nu mai știi ce să inventezi, să zici că faci ceva da. Nou. Și din multe discuții cu prieteni și cu asta, simțeam așa o tendință către oameni că vrea să mănânce sănătos, să revină să mănânce sănătos. Și am zis că o nișă destul de bună ar fi laptele de capră, care nu prea e așa promovat prin magazine. Sau... Și atunci am început, așa am început partea cu afacerea cu capre. Când am început, n-am știut nimic despre acest domeniu. Am mers la cineva care avea capre și am aflat că le vrea să le vândă. Am aflat de la acea persoană câteva detalii care, de fapt, poate mi-a dat și detalii să le și vândă caprele. Adică, foarte ușor, e foarte simplu. Da. Dar lucrurile n-au stat chiar așa. Da, am treabă la oraș și nu le-aș lăsa singure. Da. Dar nu poți să mi le ții, tu dăm niște bani să le dau. Exact. Da, așa era. Nu, problema sau motivarea a fost altele care păreau adevărate. Da. Și atunci am zis, da, iau caprele, dacă e așa simplu, fac un grajd și am capre și vând lapte și brânză. Da, când am început primul an, a fost doar investiții. Investiții. Asta cu 3 ani spui. Da, acum 3 ani, zi. Da, aproape 3 ani. Da. Și am luasem capre, nu aveam nici grajd. Am luat câte capre ai luat? 188 din prima. 188 de capre. Da. Și un soi românesc? E metisat, erau metis. Nu era neapărat numai carpatine, erau și albă de banat și metis de sanen, alpină, deci și alte rase străine. Și când am luat capre, n-aveam construit grajdul. Și m-am luat după modelul grajdului respectivului om de la care am luat caprele și am făcut un grajd asemănător. Asta a fost primul an. A trecut încă jumătate de an, eu nimica. Nu produceam, că nu era și nu puteai să vinzi, gata, ai capre și vinzi. Și atunci am studiat pe internet un pic problema, cine mai are așa ceva și care ar fi ideea de a vinde acest produs și am găsit la Giurgiu un om pe care a rămas prieten cu el, care avea acolo pe site-ul lui vânzare la domiciliu lapte și produse din lapte de capră și mai avea acolo un serviciu consultanță. Consultanță pentru cei care vor să facă afaceri de capră. Da. Da. L-am sunat pe respectivul. Da, zice, 200 de euro costă consultanța. Pentru asta vii în fermă la mine, îți arat, întreb tot ce vrei, îți spun tot ce vrei, ce știu să spun și după aia telefonic oricând. Cum să mă apelez? Mi s-a părut, cu toate că când povestesc la alții, atâția bani ai dat pentru... Da, domne, eu acum le spun alții că pentru... Ai dat pe capre da. Dita mai da, nu, oamenii... de bănuți, dar nu mai dau 200 de euro da. Ca să și înțeleg ce să fac cu ele. Da, adică... exact. Deci atunci, de acolo au început să schimbe lucrurile. Am mers în fermă la respectivul care era un om care avea o poveste asemănătoare cu mine din spate. Avea de 5 ani avea caprele el și el avea avut diverse afaceri în București. Acum, cred că și pe site-ul tău scrie ofer consultanță. O să fie, în curând, da. Mi se pare normal, adică o experiență de genul ăsta face toți banii până la urmă. Da. Nu, eu am, deci pentru orice informație am câștigat foarte mulți bani, vreau să zic, adică n-am cheltuit așa mulți bani din cauza acelei informații. Și ai făcut economii. Am făcut economii, exact. Făcut economii așa, dând 200 foarte euro, mult, multe foarte, economii. Foarte multe. Asta economii. Înseamnă, oameni buni, să fii informat, să fii la zi cu ce se întâmplă în jurul tău, înseamnă să faci economii.
Până nu ne băgăm în cap chestia asta, o să ne se pare tot timpul scump. Cât mă costă să-mi spui tot? Acum, legat de informații, tot asta celor din asociație și oamenilor care mă întâlnesc și care sunt sceptici, multă lume să facă ceva, îmi place foarte mult motto-ul vostru, viitorul aparține celor informați, ceea ce e foarte adevărat. Deci e foarte adevărat. În fine, am mers la acea persoană în fermă, mi-a arătat, am văzut cum funcționează lucrurile, omul avea, se ia pe stabulație, ceea ce la mine, el era într-un loc care nu, mai închis, nu avea pășune, nu avea, și ținea cablul pe stabulație. La mine se potrivește altceva, de asta am un plus față de el. El știe că suntem prieteni buni, am discutat astea. În fine, m-am dus la el și am văzut caprele cum trebuie să fie igiena la îngrajd. Am văzut că avea sală de mulți, ca să scoți un lapte conform trebuie o sală de mulți și o sală de procesare. Omul a investit foarte mulți bani cu credite pentru treaba asta, el n-a accesat niciun proiect, dar de când a început ideea de a vinde la domiciliu, a început să se învârtă roata. El are în momentul de față la București, într-adevăr, aproape 1500 de familii la care duce de mâncare. Are o fermă... Are o fermă mare, mai și colectează lapte. Și colectează lapte. Are o capacitate de procesare de peste 1000 de litri pe zi. Am înțeles. Ceea ce, și el face multe produse. În fine, de la el am luat primele sfaturi și primele idei adevărate de afacere de capră, în care am înțeles și niște rețete. Și primele rețete... Cum îl cheamă pe cetățenul ăsta? Iulian Micu. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Da, e un om de admirat și domnule, care chiar se... Nu știu, în familie lucrează. Eu, cu toate că face așa mulți litri, el și cu... E tânăr și dânsul? Nu, e de vreo 50 și ceva de ani și are un fiu de cam de vârsta mea. Dar afacere familială, asta e important. Afacere familială, Da. Ca să-ți iei 1500 de familii, de mine, o familie de, mine, da, să duci... de țărani, să-ți iei 1500 de familii cu lapte de capră, este salutar. Da, și atunci, de aici am pornit. Da? Deci, adevărata afacere cu capre, de acolo am pornit, de la acea idee. După, am început să investesc, al doilea an, am început să investesc pe partea de procesare. Deci, priata a făcut doar grajdul. Ce a însemnat? Ai făcut grajdul, ai luat caprele, ți-ai făcut grajdul. Da, am făcut grajdul. Grajdul a fost, în prima fază, necunoscându-l pe Iulian, am făcut un graj de 32 de metri pe 6 metri lățime, aproximativ 190 de metri pătrați. După aia, văzând la el cam ce e bine să fie aerisit când mai aerisit grajdul, am mărit grajdul cu lățime de încă 7 metri. Deci am făcut de 13 metri, da, cred că zic, 13 metri pe... E un graj din cărămidă, din zid, nu. Iulian, domnul Iulian, grajdul care l-am făcut, am făcut o fundație de beton, dar nu betonat pe jos, nu e indicat să betonezi pe jos la capre, și am pus făcut din lemn. Grinz, da, din schelet de lemn, dar... Eu stai cu domnul profesor și spune același lucru. Dom'le, nu faci, nu-i faci casă. Lângă pădure. Bă, tu îți faci casă, mă. Da. Exact. Cărămidă. Nu-i faci și la vacă și la... Am făcut bivol, nu-i caz. Din lemn și cu scândură și sus pod pentru fân. Ca așa se numește, da. Deci, eu zic că și aspect arată mai bine. Arată mai bine. După aia am început... am doi îngrijitori la fermă care se ocupă de animale. Deci și eu îi ajut și maică-mea, mă ajută și maică-mea, soția ne ajută și ea din când în când, că ea acum nu-i permanent cu mine la fermă. Și atunci am început și am construit partea de procesare. Am căutat utilaje second hand, pentru că să iei noi cu sala de mult, să iei destul de costisitor. Și am găsit și în Austria. Unde ai găsit, ce ai găsit și cu cât ai dat pe ea? Am început să... Cunosc mai mulți oameni în domeniu cu vânzări de capre, cu vânzări de tot felul de lucruri care sunt din Austria sau din alte țări. Și unul dintre ei mi-a spus, mă, caut o sală de mulți. Și mi-a zis, uite, eu știu de una, în Austria era. Am găsit o sală de mulți, am avut un mare noroc, acea fermă din Austria, am înțeles, din conflicte familiale, au divorțat și femeia a rămas cu astea pe cap și le-a vândut toate la prețuri foarte... Am avut mare noroc, am luat la un preț foarte bun, o instalație care dacă o luam nou era extrem de scumpă, ca să vorbesc de sume, ce mi-au spus cei de la firma respectivă, care e o firmă printre primele ca nume, mi-au spus că își costă în jur de 80.000 de euro acea instalație și eu am luat-o cu 3.000 de euro. O instalație perfect funcțională. M-a mai costat firma respectivă, deci am chemat firma ca să o monteze, ca să schimbe, mi-am schimbat totul, e ca și nouă, de fapt am schimbat toate consumabilele. Și ea funcționează foarte bine.
Și după aia am mai făcut un stand unde intră la mulți caplele. Că deci era instalația și standul de mulți, standul de hrănire. În fine, am început cu aia. Priata, mergând în Austria, când am cumpărat acea... N-aveam construcția făcută. Am văzut la ei dimensiunile camerei, cum trebuie să fac, cu locul unde se intri la... Cât are operatorul. Camera asta de mulți? Camera asta de mulți e 5 metri sau 4 metri jumate pe 9 metri. Acum, eu ce vreau să vă spun legat de afacerea de caple, a mea eu zic că e un pic peste nivelul de a câștiga 1000 de euro pe lună. Eu așa o văd pentru că păi așa spus, domnule, a face, da, nivelul superior de da, nu, nu, deci din punctul meu de vedere și cu mai puține cabre poți să câștigi bani și să le făcând procesare, dar eu am mers, acum investiția mea e mai mare și atunci am zis că o fac stas așa foarte cum bine trebuie. Da. Fiecare o face după cât exact, îi dă mâna și după deci cât acea, îndrăznește. Am făcut acea sală de mulți și lângă sala de mulți, sala de procesare, pentru că ținând cont că pentru autorizare îți trebuie, cum domnul profesor spune tot timpul, cele trei uși, la mine o ușă e eliminată. Că ușa de intrare, materia da primă vine pe țeavă. Da, deci nu mai trebuie să intru cu gălețile prin ușă și nu mai elimină ușe. Am doar ușa pentru sper personal. Sper să înțeleagă ea de la... Dar nu, nu. Din fericire, aici, nu că vreau să laud, dar directorul de ADSV actualul de la Bihor e un om care... Nu, din prima am mers nu cu relații sau cu prietenie, ci am mers și am explicat proiectul meu și ce vreau. Și mi-a plăcut că m-a susținut, mi-a plăcut ideea și chiar m-a ajutat, neștiind de 111 eu înainte, chiar ei mi-au spus că se poate autoriza așa cum e la mine, foarte simplu și chiar s-o bucură că ar fi primul proiect pe măsura asta în Bihor autorizat, pe 111, pe sistem simplu de familie. Deci sunt și oameni și dintre... Sigur, nu, care e sunt, o glumă, da, desigur, sunt oameni predispuși. Dar din păcate, când m-am dus prima dată, când n-aveam încă făcut, celălalt director dinainte, nu se poate așa ceva, nu se face, nici direct așa un nu ignoranța de ăla. Da. Fără să studieze, fără să asta, în fine, acum sunt și, sunt excepții puține, din păcate, pentru din cei care conduc diverse direcții. Da. Și atunci... Andrei, vreau să sedimentăm puțin ce ne-ai spus până acum, că ne-ai dat da și niște prețuri. Ai luat 188 de capre. Cât ai dat pe 188 de capre? Cât e o capră în momentul de față? O capră medie, 250 de lei. 250 da, de o capră, lei o capră. Să zic așa, cât, două, cum le-am luat eu? Cum le-am luat eu? Că am luat da și rele și bune. Dar dacă e o capră bună, undeva la 350 de lei. O capră bună care să aibă, să zicem, o medie de 2 litri, 2 litri jumate de lapte pe zi. Deci cam atâta, cam atâta de la o capră, da, care să nu vorbim de capre de 100 de euro, cum, din păcate, multă lume ia mirajul ăsta că numai caprele ales bune sau ales capre adevărate cu 100 de euro. Dar eu cred că caprele metisate sau orice capră care dă lapte peste 2 litri e o capră bună. Deci cam eu acolo e... Eu acolo o văd corect, corect capră, având în vedere că o furajez normal, adică pe șune... Și suplimentul, și de, suplimentul care... de cereale care trebuie să-l dai capră tăruțe ecologică, adică da, ce vorbe de ecologic, bazată da pe furajare obligatorie pe bază de iarbă, da? Exact. Adică și frunze și muguri și ce capra e un animal foarte pretențios. Ea umbla ta pentru că ea alege din... Vreau să-mi spui un lucru încă, Andrei, și anume din câți litri de lapte faci obții un kilogram de brânză? Te întreb cu tâlc lucrul ăsta, da, pentru că am avut o discuție aici și o să o spună imediat. Deci eu vă spun, practic lucrurile, nu teorie, un kilogram de brânză, o medie, să zicem că în timp, depinde și de sezon. Adică în anumită da perioadă e mai slab laptele și mai gras. Către toamnă e mai gras. O medie de 7 litri. O medie de 7 litri. Acolo e realul. Plus că eu mai fac din zer urdă. Foarte bine. Și automat mai un plus pentru... Și ce rămâne zero, dau la porci după aia, care iarăși un plus. Știi de ce te-am întrebat lucrul ăsta? Pentru că cu vreo două săptămâni în urmă am avut un invitat aici în studio, un inginer care lucrează tot în universitate cu domn profesor, un inginer pe ameliorare genetică, domnul Bâlteanu, care s-a ocupat de povestea caprei carpatine, de exemplu, au făcut eșantioane, studii, analize în țară, peste mai multe ferme, au luat eșantioane reprezentative și mi-au arătat un lucru. Oare nu mai avem imaginea aia, prieteni, dacă mai avem imaginea, dragi colegi, cu laptele alea din cele trei eșantioane care se închegau în mod diferit? Nu le mai avem, păcat. Ce se întâmplă?
vorbea de o defecțiune genetică. O defecțiune genetică responsabilă de nivelul caseinei din lapte. Care caseină e foarte importantă în, da. Și se reflectă în cantitatea de brânză pe care o obții exact. Și e responsabilă de închegare, să zicem așa. E, la o capră cu defect genetic, faci kilogramul de brânză din 8 kilograme, 8 litri și ceva, la o capră care nu are acel defect genetic și la care nivelul de caseină e optim, e corect, îl faci din 6,5 litri. Ne-a arătat așa, ca să priceapă tot românul, lapte mulți de la capre cu fără defect genetic, cu un defect de, așa să zicem, mediu și major. Cel cu fără defect s-a prins aproape imediat, foarte repede. Celălalt mai, celălalt după un sfert de oră era încă așa, făceai prin el și era tot... Deci nu coagulează atât am de repede și irresponsabil. Și, de, și ce ne mai spunea și lucru foarte important, era și un prieten aici, Călin Fărgaciu, care și el are 200 de capre pentru că e pasionat de domeniu, absolvent de zootehnie și a rămas așa. Mască și-a spus, băi, eu n-am știut lucrul ăsta. Ce ne spunea domnul profesor și anume domnul inginer? Că dintr-un fir de păr, din pieduția pe care ai în primăvară și poate dorești să-ți extinzi efectivul, l-ai dus la laborator, te costă 5 euro o analiză și îți spune acest exemplar are o defecțiune pe gena responsabilă de calitatea laptelui și de domnule, știi ce lași în fermă? Știi ce crești în fermă? Adică e foarte important, iată, încă o dată, ca informațiile alea din cercetare, bă, să ajungă la fermier, mă. Care înseamnă că vei avea, și încă un lucru foarte important, încă un lucru foarte important, numai dintr-o cercetare de genul ăsta, așa nume, brânzeturile obținute din laptele de capră, fără defect genetic, sunt mult mai, adică nu sunt înțepătoare, nu te dau pe spate, da? Pe când cele cu defect genetic sunt mult mai aspre, mult mai... Acum, îți îndoaie nasul puțin. Băi, atunci știi ce faci, mă, produs de calitate, ești rafinat, ești cum trebuie. Asta sigur că poți să afli și acum, adică poți să iei probă din lapte, ca da, să-ți acum, dacă... cred că din... Dar ce mi-ai spus tu și anume că ai o medie bună, da. Aia înseamnă că probabil da. Ai un efectiv da, asta vreau să curat, spun, corect. Dar nu, de acum spunând lucrurile astea, n-am știut de ele, dar multă lume pe mine nu mă crede că e lapte de capră. Pentru că le duc și zice, probabil că am norocul din capre să fie cu genă bună. Ai avut un efectiv sănătos din punctul exact. Și chiar, cum a și domnul profesor, că a gustat brânza de la mine și nu are un gust. Deci, de multe ori, cine nu e foarte pretențios, nu simte de fel gustul de capră. Suedezii, nordicii preferă caprele cu defect genetic, preferă brânzeturile mai da, aspre. Și eu am clienți care vor așa da. Ceva. Deci, ei așa le stilul, mă rog, le dar mă, au un alt neajuns, rămân nensurați, știți că la nivel european campionii... E fric, domn profesor, fricul ăsta afectează, nu vă supărați. Dintre agricultori care rămân nensurați sunt căprarii în primul rând. Noroc. Ah, căprarii, da. Da, pe primul loc în Europa, pentru că este vorba de cea mai, să zicem, mirositoare meserie din zona de crescători de animale. Pe primul loc sunt cei care cresc capre, pe locul 2 celibatari, da? Pe locul 2 sunt cei care cresc oi și apoi alte specii animale. Dar primele două categorii... Acum, stați un pic, vorbiți de păia care e îngrijitor, efectiv, care se ocupă de nu, treaba. Procentul de agricultori celibatari la nivel... Așa băieți drăguți ca Andrei, n-au șanse să nu se însoare măcar de două, trei ori în viață, dacă cumva îi lasă prima nevastă, că ei sunt de treabă, nu fac ei primul pas. Dar vorbesc de procentul de celibatari la nivel agricultor în serios. Europa, da, este pe primul loc la căprari. Păi tot plecați de acasă și ei cu... Cu capra. Și pleacă așa vreo 50 de ani și la 50 de ani se gândesc dacă n-ar trebui să le aduci o nevastă și nevestele având mirosuri rafinate nu prea preferă această meserie și uite așa se ajunge la import de stagiare guvernamental în Spania, tocmai din Peru, ca să aibă cum să perpetueze specia respectivă în anii care vin. Deci problemă mare, adică problemă de politică agricolă. De politică agricolă. Absolut. Da. Da, Andrei bună. Este însurat, e în regulă până aici. Nu avem problema asta. Copii ai, Andrei? Da, am un băiețel de 8 ani. Doamne ajută să trăiască. Și sper să îmi urmeze afacerea. Să urmeze în afacere. Da, chiar mi-ar face plăcere. Bun, hai să continuăm povestea despre ceea ce faci tu acolo. Vorbește-ne de procesare. Bun, ai cumpărat caprele, ai dat 2 milioane jumate pe capre, să facă lumea socoteală cât investești. Dar dă-ne totuși dimensiunea ca să produci 1000 de euro. Câte capre trebuie să aibă omul? Din punctul meu de vedere, zic că
50 de capre. Având în vedere că o faci în familie și că o faci cu procesare, cu o brânză de calitate. Atențiune, deci 50 de, cu 50 de capre, puneți pe ecran, vă rog, acolo notați chestia asta. Cu 50 de capre și poți să și vă procesând, un calcul, așa. Poți să câștigi 1000 de euro pe lună. E de reținut. Da, dar cu condiția să faci procesare autorizat DSV, deci mica procesare legal, pe legal, domnule, legal, deci vorbim corect, de legal. Să poți eticheta, să facem pe etichetă. Să facem familie și să facem o brânză maturată. Și brânză maturată, da, adică nu brânză crudă. O brânză maturată care are un alt preț și care nu se vinde la kilogram, se vinde la sute de grame. Dar ce e aia în brânză maturată, ca să priceapă tot omul, adică o ții acolo? Păi brânza maturată e... Brânza pe care o uiți, știți, o uiți undeva într-o cămară. Cât trebuie să uit? Un an de zile o uiți pe acolo. Nu, sunt diverse maturate care și mai puțin. Șase luni, un an. Cu cât e mai mult, cu cât e mai scump. Veche, ca și vinul. Da, ca și vinul. Deci brânza aceasta se potrivește foarte bine cu vinul. Da, și da, la, să nu fi treacă totuși de... Eu zic că și vinul e bun la vremea lui, așa, mai tânăr, mai... Păi așa, cam același lucru, cred că același lucru și cu brânza maturată. Că pe urmă e risc, desfaci dopul la sticlă de până 70 și ai surpriză. Și când te întorci în cămară peste un an de zile, să te uiți la ea și nu știi la ce te uiți. Domnule Zăle, oare ce am pus aici? Poate nu chiar așa, Andreea, spune-ne cum, da, cum arată la 6 deci de cu 50 de capre poți să câștigi 1000 de euro pe lună dacă, dacă ai capre, da, și ai capre selectate. Adică ai nu, capre selectate. Capre cu media de 2 litri minim. Și faci, faci brânzeturi maturate. Și să vinzi direct. Da, obligatoriu. Deci să vinzi direct. Deci, nu... și, bă, deci eu din punctul meu de vedere, cu toate că o să eu o să fac și deja cantități mai mari, nici nu concep să am între mine și client încă o persoană. Pentru că... în avantajul amândurora. Exact. Nu? Deci, adică nici clientul nu va da un preț să... foarte mare pe... Vorbim de prețul corect. Prețul corect pe prețul, eu totdeauna spun prețul corect, pentru că în același câștigă și acel client care mănâncă de la tine, are o siguranță, vine, cunoaște, da, ferma, știe, unde, știe, da, cum îi procesezi, știe cum mulgi. Și atunci prinde o încredere. Vă dau un exemplu, am un client care până n-a venit la mine la fermă, lua și el așa să guste. O venit într-o zi, mă zic, nu mă primești cu familia, cu copii, cu părinții, o venit, în fine. Din acel moment, am făcut așa de mult, s-a relaxat, că s-a plimbat prin pădure, le-am pus o masă, niște brânzeturi acolo pe masă, cu... Un par de vin. Fiecare am mângâiat porci și mangalița, da, și niște porci mangalița. Exact, am o turmă de porci mangalița. În fine, au făcut, le-am dat mâncare numai din fermă. Am noroc cu maică-mea, maică-mea o bucătăreasă desăvârșită și mă ajută în tot ce înseamnă fermă. Și au făcut o pâine de casă, un cozonac, în fine. Ei au fost, după acel moment... Nu, nu te zgârci să le spui. Spune-le tot ce a făcut, că numai ne salivează. Nu, au făcut, ne curgă, deci, balele așa. Am făcut și o friptură de eduț și mai multe chestii acolo. Și după acel episod, acea familie... Dacă îmi lua înainte, vă dau așa ca în sume, acum ca să înțelegem mai bine, dacă înainte de a veni în fermă la mine cumpăra, să zicem, de 100 de lei pe lună, după episodul ferma, a crescut aproape la 600 de lei pe lună. Pe lună, în fiecare lună. Pentru că copiii, după ce au mâncat brânzeturile, vrem numai de la Andrei brânză. Acolo, asta și e... acum m-au sunat că nu încep, eu acum o să încep în curând cu producția, că de asta e perioada când îmi plăcea să vin la mine asta cu toate produsele să le și degustați, să le șartăm, dar poate că o altă ocazie. Pe acolo este zieduții acum. Zieduții urmează să am și în curând să încep producția și acum și cu partea de finisar pe acolo pe la fermă, dar urmează chiar poate în, cât în viitor. În cât timp încep laptele? Nu, laptele încep chiar în 2 săptămâni. Cam în așa. 2 săptămâni. Poate chiar de săptămâna viitoare dacă mă mișc bine. Pentru că mult deja un lot de capre, că am dat o parte din ieți mici ca să am lapte. Deci am vândut, am pus anunț pe internet și s-au vândut destul de bine. Da? Așa mici, ca omul și crește acasă, cu biberonul, cu și crește mare. Și atunci mie îmi convine mai mult să am lapte decât iezi. Am deci, înțeles. Pentru deci, că, da, pentru lapte, da, în principal, exact. Nu pentru carnea de... Da, de, am un lot și vreau să chiar să țin un lot doar de carne. Pentru că, cum v-am spus, acum noi vorbim de, la mine de capre, dar ideea mea e ferma ecologică în care în fermă la mine... În fermă la Andrei, ce se întâmplă acolo? Eu l-opresc acum pentru că trebuie să luăm o pauză și vă ținem pe dumneavoastră un pic în suspans. După ora 9, cei care doriți să interveniți în legătură cu noi, să intrați în legătură cu noi, puteți să faceți acest lucru, cereți detalii invitaților noștri despre cum poți să produci 1000 de euro pe lună având 50 de capre. Dacă vrei să faci mai mult, n-ai decât să-ți crești efectivele, dar trebuie respectate cu sfințenie regulile. Procesare,
maturare, vânzare directă. Dacă nu ne intră chestia asta în cap și vrem să păcălim pe undeva lanțul, s-ar putea să prăbușească tot arhitectura asta pe care încercăm să o creăm, să ne facă viața mai bună, mai ușoară. Ne întoarcem în câteva clipe. Am rămas datori, ne-a rămas dator Andrei cu Vârșin de Sat, trebuie să ne povestească mult și bine ce face în... Am făcut noi socotele acolo, trebuie să dăm o limpezime, să spunem, acestei afaceri. Am spus cât ne costă caprele, am spus cât ne costă, n-am spus asta, cam cât ne poate costa un grajd în care să ții 100 de capre, să spunem. Un grajd să ții 100 de capre... undeva, deci dacă facem pe sistemul ușor de lemn, depinde și de zonă, dacă lemnul e mai aproape, mai fi, dar în fine, o medie poate un 5.000 de euro. Cam 5.000 de euro, da? Da. Bun. Acum, nefăcând, nu vorbesc să faci cu o firmă, cu proiect, cu tot, sigur că da. Crește. Acolo mai vine și costul acela de proiect, de autorizări, de anumite lucruri. Dar 10.000 de euro. 10.000, așa. 10.000 să fie. Să fie cu toate puse la punct, cu acte, cu tot. Avem camera de mult cu acele echipamente este care, iată, da, se găsesc, hand, se găsesc, da. De un second hand, da. fără mari greutăți. Am ajuns la partea de procesare. Vreau să ne spui despre procesare. Ce se întâmplă la tine în sala de procesare? Câte utilaje ai? Ce mecanisme acolo? Ce trebuie să ai? Da, proces... Câte produse faci? Cum le pui deoparte? Cum le maturezi? Le vinzi crude? Exact. Ce faci cu ele? Deci partea de procesare e o, de fapt, e construcția și cu niște camere de delimitare anumitor spații. Spațiul unde procesezi, spațiul unde ții ambalajul, spațiul unde ambalezi și spațiul unde depozitezi. Și, pardon, și maturarea mai vine. E o cameră care e de maturare, așa se numește camera de maturare, care trebuie să aibă o anumită temperatură constantă ca să... Eu vă spun lucrurile astea ca să scoatem un produs de calitate. Adică calitatea. Dacă facem după ureche sau după cum ne dă Dumnezeu vreme afară, atunci așa și iese produsul. O dată mai bun, o dată mai rău. Dar dacă vrei să faci constant o calitate, trebuie să ai o cameră de maturare și o cameră de frig, mai ales pentru produsele proaspete. Câți metri pătrați? Toată, procesarea. Numai de procesare, efectiv, e un jur de 60-70 de metri pătrați, să zic, cam acolo, în mare. Deci asta e camera asta de pentru... conservare. Partea de procesare. Nu, partea de procesare complet. Procesare deci cu camera cu de tot, maturare tot, și... Da, tot complet. 70 de metri pătrați. 70 de metri pătrați. Da. Asta, și aia, temperatura aia constantă, Andrei, asta ce înseamnă temperatură constantă? Câte grade? Sau deci la maturare în jur de 16 grade. Cam 16 grade. Care poți să faci cu un aer condiționat. Care merge chiar la 16, fiind camera mică, că nu este o cameră mare, e ușor să controlezi acea temperatură, iar camera de frig e o cameră cu plus, adică peste 0 grade, între 3 și 6 grade, să zic, sau 8 grade maxim, acum ca să ții produsele, unde ții produsele proaspete. Dar cum e iaurtul, cum e cremea proaspătă sau alte. Iar pentru produsele maturate cu păstrare îndelungată ar fi indicat o pivniță. Ar fi cea mai simplă și fără costuri de energie în plus. Sau faci o cameră artificială. Acum, dar perfect ar fi și multă lume la casă are o pivniță sub casă care poate fi folosită pentru așa ceva. Spuneam de procesare. Deci, în jur de 70 de metri pătrați am eu. Dar asta însemnă pentru 300 de... Eu pot să produc în sala mea de procesare 300 de litri pe zi, lejer, cu titulaje care le am. Deci 300 de litri să procesez pe zi. Acum, normal, sunt trei uși, cum domn profesor tot spune pentru această autorizare. La mine s-a eliminat o ușă, da? Sunt doar două uși. E ușa, pentru că prima ușă care trebuie să intre materia primă, la mine s-a înlocuit cu țeava care vine de la sala de mulți, pe țeava de inox, laptele vine în tancul de răcire direct. Deci asta e avantajul salei de mulți. Acum, cei care începe această afacere și costurile, ca să fie costurile mai mici, poate merge cu o sală de mulți manuală, nu cu o sală de mulți, cu o instalație de mulți de aia manuală și bagă laptele prin ușă, pe ușă, da. Nu prin țeavă. Dar la mine e prin intrarea materiei prime pe țeava de inox în tancul de răcire. Mai este o ușă pe care intră personalul și o ușă pe care iese materia primă. Finită. Da, materia finită.
Cam asta e. Și ca utilaje în interior sunt, eu am tancuri de răcire, am două tancuri de răcire, am o vană de pasteurizare, o numesc eu, cu toate că eu nu pasteurizez laptele, deci brânza mea nu este făcută din lapte pasteurizat, pentru, având în vedere că îl mult cu sare de mult, nu există probleme de bacterii, de agenți, impurități în lapte. Și atunci laptele și la analize iese conform și brânza la fel, chiar și brânza proaspătă. Acea vară de pasteurizare este foarte importantă, te ajută să faci cantitate mai mare de brânză odată, adică am o vană de 300 de litri capacitate, care are un perete dublu prin care merge apă caldă. Și în funcție de tipul brânzei care faci, fie că faci urdă, fie că faci brânză, fie că faci iaurt, trebuie să-i dai o anumită temperatură din apă. Deci se încălzește pereții, se încălzește pereții și încălzește, are termometru electric și îți spune cât are temperatura laptele. Și atunci bagi cheagul sau bagi la urdă, de exemplu, eu bag lămâie ca să sporească urda. Deci, lămâie? Da, zeamă de lămâie. Bun. Asta, cel mai utilajul de cea mai vană de pasteurizare și crinta, unde storci, cum ar fi la tele mea, brânza. Cel mai scump utilaj dintre acestea e vană de pasteurizare, care m-a costat, și acum revin, 2000 de euro, 2200 plus TVA. Și aici revin la informația care Iulian, care povestea, mi-a spus prin telefon de unde să-mi iau acea vană. Și dacă o căutam pe internet sau nu știam de informații lui Iulian, mă costa 5000 de euro acea vană. Găsit așa. Deci, toți banii, asta este rămâi. Pentru 200 de euro, 3000 de euro, numai la asta am făcut. Corect. Și lumea, da, alții cred, alții nu cred, nu știu, dar informația e foarte importantă. Lapte crud, iaurt de băut, iaurt de băut degresat, unt, zer. Telemea, caș, brânză cu mărar, ceapă verde, brânză dulce, degresată. Asta e la capitolul brânză proaspătă. Brânză maturată, brânză fermentată, caș afumată. Frământată, cum am zis? Fermentată. Mă rog, iertați-mă. Brânză frământată, caș afumată, telemea la putină, urdă cu coaptă cu mărar, coaptă cu mac și lămâie și ceapă verde, cu miere și nucă, cu dulceață de afine. Nu-s ciudate chestiile astea? Sunt ciudate, pentru că lumea nu e obișnuită cu ele. Eu am aceste produse le-am făcut după gusturile clienților, să zic. Adică am făcut o probă. Am testat. Iar reacția, cel puțin la cele urde care le numesc desert, urda cu miere de albină și nucă și urda cu dulceață și urda cu mac și lămâie, au fost extraordinare. Adică a fost cerere pe ea și atunci am continuat avem să le fac. Avem o imagine cu ceea ce produce în ferma proprie, da, Andrei. Soția și copilul. Iată și cum arată munca unei familii, da, după ce au mult să laptele de la capre, iată cum se arată, se pune pe piață, pe tarabă, până la urmă, produsul. Da, la târgul ăsta la care a fost la Roșia, a fost un succes extraordinar, adică nu exagerez, dar în două ore am vândut tot ce am avut și a fost chiar la o sumă frumușică, cam 1000 de lei, că n-am avut așa mai, atât am avut produse și vreau să spun că au fost încântați clienții de acele produse. Bun, hai să dăm o mână de ajutor unei doamne, că așa e frumos, ca bărbații, tot a fost ziua femeii, ziua mamei. O ajutăm cumva pe doamna Georgiana din Maramureș, care are 60 de capre în bătătură, dar nu știe, zice domnia sa, cum să proceseze laptele. O avem la telefon. Sărut mâna, doamnă! Bună seara! Bună seara! Numesc Parca Gelo Georgeta din Lăția, cu mâna cu Parca Gălăștiu. Vă aud cam slab, vă auzim cam rău vă auzim. Dacă îmi cer scuze, sunt și răgușită. A, din traia, am crezut că e răgușit, da, semnalul, dar nu. Sunt foarte răgușit, semnalul este. Este semnal, nu? Aveam în fermă de semi-sperință, am accesat fondurile europene, măsura 1-1, dar nu avem problemă cu procesarea laptelui, pentru că îi plătit la un preț foarte, foarte slab și nu știm cum să facem și noi, în așa fel încât să ne vindem produsul la prețul la vânzare adevărată.
Bun, ar trebui să o ținem pe telefon, să cerem detalii sau... Nu, nu, nu neapărat. Doamna Georgiana, haideți să vedem ce ne spună invitații noștri din această seară. Unde greșiți dumneavoastră, eu nu-mi dau seama, adică de ce nu reușiți să procesați, de ce nu reușiți să vindeți distanța față de un oraș? Că noi dăm la punctul de procesare a laptelui de aici, unde se plătește foarte, foarte slăbuț. A, îl dați la achiziție? Da, vin de la... Doamna Georgiana, de mâine dimineață, vă rog frumos să vă schimbați modul de viață, să-i spuneți, să mergeți cu vasul la gol, cu care mergeți de obicei cu lapte, să-i spuneți, uite-ți, am adus ceva. Un gol. De acum încolo țin laptele acasă și mă apuc de treabă. Ne ascultați și vedeți care pot fi soluțiile. Mulțumim pentru intervenție. Deci, aceeași poveste care au tot și cu vacile la, și cu... La cât poate să vândă doamna un lapte de capră la un intermediar, la o fabrică? Un leu 20, un leu și 10, cam un leu 30 și aproape curat. Capre de vacă. Asta e faliment curat. E faliment curat, exact. Acum... E aceeași poveste ca și cum au majoritatea, dar nu unde să vândă. La cât vinzi, Andrei, un litru de lapte? La 6 lei vând litru de lapte și pentru abonați au 10% reducere. Deci, mi se pare un preț de corect. De la 1 leu de la 6 lei e o diferență de 5 ori. Da, mă, dintr-o dată capra lui Andrei dă, cum să zic eu, de 5 ori mai mult lapte, ca să zic așa. Exact. Gata vreme că litru de lapte, ca așa doamnei. Doamne, da. Păi nu, dacă dânsa vinde cu 1 leu 50 și cam în același preț se regăsește și în produs. Cam în același preț pe litru se regăsește și în produs. În ce se fumă? Adică, dacă socotim 6 lei, dacă 7 litri de lapte faci un kilogram de brânză, 6 lei, 7, 42 și plus 0, da, exact. Da. Adică acolo... cele 60 de capre ale Georgiana, al doamnei Georgiana, ar trebui să le mulțim cu 5, ca să rezulte cam 300 de capre, ar trebui... Ar trebui să scoată ce scoate un om procesând laptele de la 60 de capre. 60 de capre. Absolut, exact, absolut. Așa, și oricum, capra la fel mănâncă și aia care dă... Deci 300 de mâncă de 6 ori mai mult și cheltuielile de mult mai mari, oamenii mai mulți, în fine. Aici greșește doamna trebuie să, sau familia dânsei, să oprească treaba asta, să încerce, sunt două variante, acum eu încurajez și faptul că unii nu au posibilitate, chiar 2-3 mii de euro poate nu are, și atunci să găsească variantă prin asociere, să facă o procesare în comun, măcar 5-6 din zona, dar din păcate asta am observat și eu că e foarte greu să convingi oamenii să creadă într-un proiect de ăsta. Dar oamenii cred că, nu știu, deci, dar sigur, da, merge, chiar aproape să le bagi bani în buzunar, numai așa să creadă, deci din păcate, asta e o reticență la... N-au curaj, nu știu. Aici e o problemă... La 60 de capre, doamna, are efectivul corect pentru a face 1000 de euro pe lună. Se pare că le hrănește, le dă ce trebuie. Cu siguranță lucrează la fel. Siguranță, dar doamna trebuie să oprească vânzarea la 1 leu 20, 1 leu 30 laptele respectiv și să, evident, să-l poată procesa într-un atelier de 50-70 de metri pătrați. Sigur, mai trebuie să și poată să realizeze această mică investiție. Eu zic că la 50-60 de capre investiția e mult mai mică. Nu trebuie sală de mult, neapărat așa cum am eu. Da. Îți trebuie o cameră chiar mai mică, pentru că nu mai trebuie nici van de pasteurizare, că poți să faci poală de inox și o faci, pui pe foc, chiar începi cu mai puțin, nu trebuie să faci investiții. Are nevoie de un spațiu, are nevoie de câteva camere acasă care să ușor igienizabil, deci într-un atelier de procesare potrivit legii, să-l poată autoriza, să-l poată, pardon, înregistra cei de la DSV. Adică îți trebuie minim de igienă ca să poți primi de la DSV documentele de multă, regulare. Multă lume, cred că până nu a început emisiunea cu domnul Fițiu, nu cred că nu își dădeau seama că se poate autoriza pe altă variantă decât ca fabrică. Și atunci, acum ar fi măcar prin televiziunea dumneavoastră să înțeleagă oamenii că există varianta de a te autoriza mai simplu, deci nu ca o fabrică și nu-ți trebuie investiții enorme ca să faci o procesare legală. Îți trebuie doar un spațiu ușor igienizabil și îți trebuie niște compartimente într-un spațiu așa cum cere legislația. Și în funcție de calitatea care o faci, trebuie un spațiu mai mic sau mai mare. Asta e toată filozofia. Și iar vânzarea să o facă, iarăși, ideal ar fi ca pe sate să se formeze centre de procesare în comun, să se facă vânzarea în comun a tuturor produselor. Dar, din păcate, merge mai încet acest proces. Dar eu am încredere că cel puțin în Bihor o să reușesc să fac și treaba asta ca să conving câțiva oameni să înceapă. Bun, ai povestește-ne un pic și despre iaurturi. Cât de dificil e să faci iaurturi? Cum? Iaurtul nu e dificil deloc. Iaurtul, ca să faci un iaurt, îți trebuie
acea vană de pasteurizare sau poți să începi și cu o oală care o pui pe foc, îți trebuie o anumită temperatură la care trebuie să ajungi aproximativ 60 de grade și îți trebuie o cultură, da? Cultură de chefir, de iaurt, deci depinde acea cultură lactică care se găsește de cumpărat și după aia un lucru foarte bun, îți trebuie cameră termică. Sau un spațiu în care să păstrezi acel iaurt aproximativ 8 ore la temperatură de 42 de grade. 40-42 de grade. Iar după aceea, imediat să-l bagi la frig. Pentru că dacă se lasă, cum e și la iaurt, se lasă mai multe ore, începe să fie alt gustul la el, alt gustul. Dar astea sunt lucrurile. Deci, cameră termică, deci nu-i filozofia de pe lume, nu-i filozofie. Adică, să fim serioși. Orice gospodină face lucrurile astea. Nu, dar orice, eu le spun la oameni, eu am început acolo, la mine nu sunt ceva extraordinar ca brânzeturile acolo, niște brânzeturi foarte grele de făcut. Dar, din punctul meu de vedere, orice brânză care vedem, care sunt de renumite, se pot face fără probleme. Deci sunt soluții simple să faci o brânză de calitate. Și o spune un bărbat. Vă dați seama ce simplu ar spune o femeie. Și lucrurile astea, acum vă spun că chiar sunt implicat în procesarea lor, deci nu face altcineva lucrurile astea. Eu le fac frigorifică și după aia las pe maică mea O să mai vorbim de posibilitatea ca un cetățean, un gospodar, o gospodină să vadă, să spunem, pe raftul unui magazin un anumit tip de brânză și să îndrăznească, să se gândească că ar putea să o facă și acasă. Obligatoriu. Cum să spun eu, nu se poate, Andrei. Nu ne permite imaginația. Hai să provocăm un pic pe domnul pe Andrei. Două secunde. Să luăm pe domnul Cornel, că ne așteaptă pe telefon mai întâi. Bună seara, domnul Cornel. Noapte bună, domnul Cornel. Vreau să provoc pe Andrei. Ne lasă domnul Cornel acum. Andrei, dacă mâine, peste o lună, peste două, cei care au astăzi în România animale, vaci, capre, oi, pricep că noi aici să vom face, vom repeta de 1000 de ori, până vor pricepe că fără procesare ei mor din punct de vedere financiar, și în momentul când o să vedem din ce în ce mai mulți, și mă sună din Irlanda, primesc mail-uri de la români din Spania, din foarte Anglia, ușor să lucrez cu cei care au priceput treaba asta și care au priceput că fără procesare nu se poate. Dacă mâine, Andrei, te trezești cu 10-20 de solicitări de la căprari, oieri, care vor să vină să vadă cum arată, mă, fabrica aia minune de 70 de metri pătrați, ai o problemă să faci o coadă încât să le dai voie să intre înăuntru? Nu, nicio. Ca să-ți fure, ce să-ți fure? Eu am fost foarte deschis și multă lume a venit pe la mine de când mi-am făcut ferma. Chiar n-am ascuns nimica din secretele ce am făcut acolo. Deci am spus, chiar am încurajat și le-am spus, domnule, faceți și voi așa, încercați să mergeți pe această direcție, pentru că e singura șansă. Și acum, de când îl știu pe domnul profesor și am fost cu dânsul la diverse întâlniri și am umblat pe același drum cu Alianța Ropac, mi-am deschis și mai bine ochii, pentru că e singura șansă a României, mai ales la deal și la munte, să supraviețuiască. Ca fermele să fie ferme de familie și să-și facă și procesare și să-și facă fungă. Oamenii, frate, și exact cum povesteam înainte de începutul emisiunii, acolo unde pe decent. Cinginea aceasta a fermierilor imenși, a fermelor mari, aduc după sine aceste ferme sărăcie, pustire. Și anume, toți oamenii care se autodeposedează de propriul lor pământ, iau drumul Spaniei, a Italiei, pentru că România nu-ți oferă nimic în clipa asta. Nu-ți dă un loc de muncă, n-ai industrie, n-ai mai nimic care să zici, bă, ok, nu vreau la țară, că mă duc să lucrez. Unde să lucrezi? În ce domeniu să lucrezi? Că n-avem industrie, business-ul în România exact asta merge pe copcori, industria alimentară e o industrie care va fi solicitat întotdeauna. Exact asta le spuneam, sunt din sat de la mine, sunt niște băieți care pleacă la lucru în Suedia, pentru cules de căpșuni, lucruri de jos, și ei au un avantaj că de 3 ani când deja știu cum se cultivă performanta lune, ăsta căpșuni. Foarte bun, foarte bine. Zic, și veniți, faceți aici, că au cumpărat și niște bănișori. Și uitați, faceți procesare și asta. Dar zice unul, dar învinzi? Sigur învinzi tot. Învinzi totul? Zice ce? Mai zic, dar trebuie organizate, trebuie făcută procesare. Cine va face procesare? Tu poate cultivi numai căpșuni, că vrei să faci numai asta. Nu neapărat poți să le faci tu pe toate. Deci se poate face și în comun, în grup. Dar dacă lumea nu înțelege că într-un sat de 100 de numere de casă nu se pot înțelege ca să-și facă o organizare, adică tu faci asta, tu faci asta, tu faci asta și să vândă în comun, care putea să hrănească un sat
ce să zic, un oraș întreg. Dar numai mic. Acolo au alte capre, altă rasă de capre acolo, capra vecinului, da. Se cheamă. Și din cauza acestei capre ale vecinului, care are altă culoare, nu pot funcționa, cum zici tu, Andrei. Da, dar eu am mare încredere, am început asociația din Bihor și am o mână de membri acolo, 13 membri care am început ca membri fondatori și din fericire sunt foarte mulți tineri care, unii dintre ei vin din afară, adică au fost la lucruri în străinătate și văd că, știu că fără așa ceva nu va merge. Nu există soluție. Deci știu că fără organizare și fără asociere nu se poate. Și pe ăștia mă bazez. Asociere în vânzare. Da, asociere în vânzare și fiecare să-și facă treaba bine în producția lui, în ferma lui. Și atunci, deci putem porni. Un telespectator, câtă pășune e necesară pentru o asemenea fermă? Pășune privată, pășune da, acum eu întreabă da. Domnia sa, cum funcționezi? Deci în momentul de față eu odată partea de furajare pentru iarnă o obțin din terenul meu. Eu am 5 hectare proprietate și mai lucrez 15 hectare în arendă. Deci încă dată, iartă-mă că eu n-am fost atent că ești da. pe cască deci, cu cineva. Pentru furajare de iarnă, pentru stabulație când e iarna, o rezolv de la mine din proprietatea mea și am în arendă niște terenuri care lucrez. Deci eu și lucrez terenul pentru mâncarea animalelor. Cât teren lucrez? Adică 15 hectare în arendă și 5 hectare ale mele cu fânețe. Deci, cu 20 de hectare. 20 de hectare din care obții hrana pentru iarnă. Pentru tot și la porci. Că am și o turmă de porci, de 50 de porci aproape. O să vorbim și de porci. Da. De porci mangalița. Prilej, da. În fine, și ca pășune, la noi în sat este composesorat, adică asociația urbarială, și pășunesc pe pășuna lor. Este o pășune de 107 hectare, aproximativ. Și acolo pășunesc, da, avem o înțelegere și acolo pășunesc cu animalele. Am înțeles. Doamna Viorica din Sibiu deține 160 de capre, dorește să ne întrebe și domnia sa ceva. Sărut bună, doamnă! Bună seara! Bună seara! Am dorit și eu, nu a fost de la început la emisiunea dumneavoastră și am vrut să vă întrebăm un pic, noi avem un băiat și trecut ca micul fermier. Avem 160 de capre și până acum am procesat laptele la o fabrică de lapte din Săcele, Brașov. L-ați procesat sau l-ați... L-am dat. L-ați dat. Deci l-ați scăpat de el. Și acum am văzut emisiunea dumneavoastră, noi făceam numai castele mea pe timp de vară și iarna numai pentru noi. Și am vrut să vedem și noi cum putem și noi să facem... Să câștigăm și noi pe tine, că până acum niciun venit nu prea am avut. Deci n-aveți nicio haznă, niciun folos după 160 de capre? Nu puteți trăi după urma lor? Am luat și tractor din banii proprii, n-am avut niciun ajutor, ne-au dat chiar subvenția aceea de la Apia. Bun. Pentru cap de caprină. Da. Bun. Am mai luat niște pământ în arendă. Pășune nu ni s-a dat de la primărie. Nu vi s-a dat că nu aveau sau că o dăduse domn primar? Ne-o tot mințit, ne-o tot că ne dă, că ne dă. Până la urmă am făcut un schimb de teren cu cineva de am putut să ne facem un saivane pentru capre în afara statului. Cât lapte vă dau caprele astea într-o zi, doamna Viorica, Veronica? Acum de-a făta. Și avem unele bune și dau și 3-4 kg de lapte la zi. Am înțeles. Bun. Și deci... nu știu unde să căutăm și noi niște cărți pentru brânzeturi, că tot aud de produse mai multe brânzeturi să se facă. Noi nu știm unde să căutăm. Ei, bată-ne norocul. Acolo la Sibiu nu știți. Acolo plin de oameni înțelepți. Era să aveți și un vicepremier de acolo, dar n-am mai încăput în schemă că era prea strâmtă ușa de intrare în guvern. Bun, da. Ascultați-ne, o să încercăm să mai spunem o dată cam ce poate să fac un om, mai ales când are efectivul ăsta. Mulțumim, doamna Viorica, pentru intervenție și rămâneți alături de noi. Să vă întreb, domnul, unde are ferma? În ce județ? Că n-am fost de la... În județul Bihor, în apropiere de Băiuș, nu? Da. Noi am luat caprele de la Reșița. Am înțeles. Bun, hai că nu mai stăm pe telefon, doamna Viorica, să poată să vă răspundă invitații noștri. La telefon, la televizor. La televizor rămâneți. Mulțumim mult pentru intervenție.
Iată încă un exemplu tipic. Și mă bucur că vin exemple spre noi sau oameni implicați în fenomenul ăsta, dar iată, lipsește orizontul. Absolut. Lipsește cheița. Ceva, doamna a știut când a cumpărat 160 de capre, deja a știut că vorbește de circa 2500 de euro pe lună net dacă procesează. Dar din păcate nu procesează. Doamna vinde la o fabrică, adică nu vinde de fapt. 160 de capre, de profesor. Nu vorbim de 2000 de euro pe lună, vorbim de mult mai mult. Dacă absolut. Vorbim la... Acum, da. Să fie una peste alta 2000 de euro. Să facă proaspete, să facă... Absolut, dacă ar procesa. Dar doamna vinde laptele. De fapt, nu vinde laptele. Se scapă de lapte. La un preț de nimic, evident. Că nu este vânzare. Ei, numai cum să te scapi de acel lapte când îl dai la cineva la acest preț? Cred că Andrei poate să răspundă mai bine pe subiect. Mai sunt, probabil și doamna că spunea, face brânză telemea. Deci, dacă nu înțelegem termenul de legal... E foarte, foarte greu să faci. Nici nu discutăm de a face acei bani care povestim de planul de afaceri, de ideea de afacere. Multă lume face brânză de capră și dă brânză de capră cu 11-12 lei kilogramul. Da, telemea de capră, atât și să facă lumea telemea. Pentru că cred că celelalte brânzeturi, că spunea doamna unde să găsească o carte, cine o să da, crede că ceva brânzeturi care nu se poate, nu ne putem atinge de dar ele să Andrei, facem spune, noi. Spune doamne, uite, spune doamna Verica, doamna Verica, mergeți acolo și luați-vă 3 rețete de brânză și mă sunați păi, după... Uitați, eu... Acum, eu n-am început să dau consultanță pe bani. Nu-i bai, că dar, dădeam înainte. Dar eu la Iulian, care i-am plătit, mi-a spus toate rețetele lui cu minute și cu grade fix. Deci mi-a spus, domnule, deci, secretul precizie. Ca să iasă perfect trebuie 38 de grade, trebuie 28 de grade la anumite... Deci se poate, există variante să ia consultanță sau... Dar și pe internet găsești o grămadă de rețete și numai să le faci, să încerci, le încerci și o să-ți iasă. Dacă nu ți-ești odată, mai îți faci ceva. Dar sigur, să nu credem... Deci totul se poate face. Nu sunt diferit de voi, numai sunt mai curios. Dar mi-a spus ceva. Cine să ne învețe, unde să învățăm, de fapt. Oamenii ăștia se apucă de capră, ceea ce e un lucru foarte bun. Cine știe ce meserie au la bază, dacă sunt agricultori sau nu, ideea este că și școala asta are niște reguli. Această afacere, nu faci după ureche, că totuși sunt 160 de capre. Eu n-am avut așa de multe capre în viață, numai vreo 7, mi-a Andrei, mi-a mâncat urechile, dar la 160 mă gândesc că e de lucru acolo, la modul serios, și că a țin așa de multe capre fără să înțelegi reguli de bază, nu de producție, ci de procesare, cum ai de făcut, de unde iau rețeta, cum te adresezi pieței, pe ce canal de vânzare, dacă pun ștampilă de ecologic sau nu pun ștampila, cât mă costă ștampila de tradițional, merită să o pun sau nu merită să o pun, pentru că atunci când vorbești de brânză de capră, fără ștampilă de ecologic sau fără ștampilă de produs tradițional, nu prea are prețul care trebuie. Corect. Ori aici, dacă vinzi sub 10 euro kilogramul de brânză de capră, se cheamă faliment. N-ai eu ce căuta. Eu sunt ca ăla dependent de ceva. Tot prizez așa în fiecare marți câte o idee de afaceri. Acum, asta cu capul pe mine m-a dat gata de-a dreptul. Cred că mi s-ar potrivi și cred că aș produce brânzeturi adevărat. Suedeze. Brânzeturi franțuzești, italienești. Bă, dacă ai acces la informație și la rețete, mi-ați dat, domn profesor, să nu vă așteptați, sper să vă dau cartea înapoi cu 300 de brânzeturi italienești. Chiar vreau să vă întreb, unde mi-i cartea? E acasă, e pusă bine. Am la bancă un săif, acolo obțin lucrurile de valoare. Acolo erau inclusiv rețete puse. Adică îți spunea, atâta cantitate de aia, atâta cantitate de aia, atâta cantitate. Să știți că sunt clienți, da? Clienți care zice, Andrei, eu îți dau o rețetă cu brânzeturi franțuzești, le scrie în franceză, știe cineva franceză, acum nevați pe profesor de franceză. Zic, dă-mi eu că... Nu, știi, dar las-o aici. Nu, ca idee, deci, dacă da. Interacționez cu oameni... Domnul Ilovan din Ialomița, bună seara! Bună seara! Vă ascultăm, domnul Ilovan. Am și eu 25 de capre și de asemenea că ceilalți invitați ai noastre, laptele îl dau la procesat, la o fabricuță. Cu cât vindeți litru, domnul Ilovan? Cu un leu. Doamne iartă! Nu vă doare sufletul? Asta e ce să facem când... Vă doare sufletul, cred că. Bun, ce faci cu 25 de capre? Cum poți să procesezi? Acum e bună, e foarte bună intervenția noastră, pentru că vrem să știm unde e pragul, să spunem, minim de rentabilitate. Adică, bun,
ai 50 de capre, poți să câștigi 1000 de euro. Dacă ai 25 deja, cum să spun eu, poate nu mai dai... 25 capre, foarte bine, să ajungi la o cantitate cât la 50 de capre. Deci... Să ai capre bune. Foarte bune, să ajungi să ai 75, cât, chiar, domnul, cât... Cât lapte mulgeți, domnul Ilovană? Undeva la 2 litri pe cap de... Acum am zis eu, deci... 2 litri pe cap de... Sistemul clasic, așa. Da. Bun, întrebarea e ce puteți face, da? Cum puteți să vă optimizați venitul? Problema... Vă rog. Problema e că sunt cam departe de capitală și... Păi, problema nu e atât de gravă. Dacă ați fost atent, la un moment dat s-a pronunțat cuvântul maturare. Adică o brânză maturată... Și prin curier poți să vinzi. Și prin fancurier poți să vinzi. Dar prin curier, cum să nu? Dacă e maturată, nu mai trebuie frig când o transporti. Da, dar condițiile sunt foarte... Sunt bani de investit mult. N-ați fost atât la emisiune, înseamnă. Poate nu ne-ați prins de la început. Bun, mulțumim pentru intervenție. Încercăm să clarificăm ce ați putea face, cum ați putea să eficientizați ceea ce aveți dumneavoastră în curte în momentul de față, și anume 25 de capre cu 50 de litri pe zi atât de lapte. Rezultă câte kilograme de brânză? La aproape 7 kg, nu? Nu, 25 de capre ori 2 litri, a spus. Asta înseamnă cam 3 kg. 3-4 kg. 7 kg. 7 kg de brânză. 7 kg de brânză, care trebuie să fie vândută la minim 50 de lei kilogramul. Adică fără... Și aia înseamnă pe zi, ia câtă... 3 milioane jumătate. 3 milioane și jumătate. Da. 10 zile? Ai cheltuit? 45 de milioane? 7 ținute, dar ce a spus domnul? 30 de zile? 100 de milioane. 100 de milioane, să-ți rămână jumătate, frate, să-ți rămână... Da, exact, calcul. 1000 de euro să rămână. 1000 de euro. Deci, absolut. Eu n-am vrut să exagerez. Și-am reținut de ce a spus colegul, că sunt departe de oraș. Și care e problema? Păi cum care e problema, domnul profesor? Trebuie să fie aproape, sat, trebuie să fie aproape de oraș. Andrei face 80 de kilometri până la Oradea. Trebuie să fie aproape de oraș doar atunci când vinzi produsul crud, unde e nevoie să fie aproape. Da. Dar la produs maturat... Cam 300 de kilometri față de consumator, 100, ar fi bine să vând pe o piață locală, hai să zicem într-o 100 de kilometri, 120 de kilometri. Doar la produsul crud contează o distanță mică față de consumator. Dar la cel maturat, n-are probleme brânza maturată, nu, Andrei? Da, și la cel crud trebuie mașină specializată, adică sigur, cu frig. Da, eu costul mai mare, în plus, eu asta așam și eu. Dar asta e ideea, deci pe cantități mici faci calitate. Sigur. Adică faci ceva Bișez care... absolut, adică... Care fac... nu... Care poți, vă repet, poți să-l trimiți cu curierul oriunde, în țară. Cele două ștampile de care spuneam, adică la 25 de capre, n-ai nici certificare ecologică, exact. N-ai nici atestat tradițional. Nici autorizare. Nici autorizare procesare. Legal, adică cred că numărul de 25 de capre care l-a ales, domnul l-a ales pentru subvenție, că minimul subvenție de la apă de la 25 de capre. Început, poate acum a început și i-ai recomandat să crească către 40-50, nu? Acolo e o cifră corectă, zic eu, dacă face acest circuit complet cu procesare, vânzare directă. Eu, ca vânzare directă, eu încă și anul ăsta o să vreau să mă duc, doar eu vând. Deci nu pun pe altcineva să vândă. Nu trebuie personal. Eu personal mă duc la client. Și te duc la client acasă. Acasă și unii întreabă, le spun povestea. Deci obligatoriu să te ocupi de client. Planul meu pe viitor e ca produsele mele să le vând din fermă. Când voi dezvolta și agroturismul. Dar acum, momentan, e pe livrarea domiciliului. Da, începutul se... Băi, eu îmi dau seama acum, povestim cu dumneavoastră aici, cu voi și cu telespectatorii, că e plin de capre în țara asta. Uite, domnul, să știi, foarte multe capre. Domnul Vasile din Craiova are și dânsul 80 de capre și înțeleg că dorește să afle ceva de la noi. Bună seara, domnul Vasile! Să trăiți, bună seara dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră. Mă bucur foarte, foarte mult pentru emisiunea care o aveți dumneavoastră și vă urmăresc de când ați început dumneavoastră să transmiteți. Am și o întrebare pentru domnul Andrei, cu rugămintea de a spune, am și 80 de capre, sunt din Craiova și nu cunosc procesul de procesare al laptelui cu brânzeturi, cu astea. Dânsul, am înțeles că cunoaște anumite rețete, mai multe, mai cu multe școli sau cu multe pregătiri pe care le are dânsul. De ce nu ne spune și nouă? Tot spune mereu că ar cunoaște, să pună lumea mâna, să învețe, să... Noi nu cunoaștem. Hai să le spunem o rețetă. Le spunem o rețetă, Andrei? Le putem spune o rețetă? Bun, mulțumim, domnul Vasile. Vă spunem o rețetă. Vă spunem o rețetă, dar oricum, surse de rețete, vă spunea, găsim
Da, probabil la tot, la tot pasul. Exact. Sau, acum, spune-ne, Andrei, să vedem cum arată prezentă. Ce brânzeturi fac? Sunt niște brânzeturi simple. Vorbim de telemea. Da? Telemea care, ce înseamnă? Să mulci caprele. Acum, sunt două lucruri. Cei care nu au tank de răcire, trebuie să facă imediat brânza. Da? Dacă ai tank de răcire, laptele se răcește imediat și ajută în a nu se dezvolta bacteriile. Da, impuritățile. Da. Acum, dacă mergem pe varianta în care răcim laptele și după aia facem brânza, trebuie să aducem temperatura laptelui la telemea undeva la 28 de grade. Da? Deci când are 28 de grade, adaugi cheagul. Cheagul care, în funcție de cheag... Cheagul ăla de unde îl iei, cheagul? De cheagul ăla sunt și în farmacii veterinare, sunt și firme specializate unde sunt și culturi lactice. Ah, deci poți să-i comanzi, exact, nu știu, o cultură anume, da, exact, sunt, anume, o... sau cel mai ce să zic, original, îi ca din stomacul iedului, sim, înainte de a fi mânca mâncare altceva în afară de lapte, se ia stomacul și din stomac se face cheag. Aia e cheagul adevărat. Și eu acum mi-am pus câtva la păstrare pentru așa ceva. Deci se adaugă cheagul, cantitatea de cheag, îi scrie pe rețeta cheagului care îl cumpără, câte grame s-au dizolvat în apă sau în zer, se bagă, se introduce cheagul în acel, în lapte după ce a fost la 28 de grade, se învârte, se omogenizează laptele, după care se lasă aproximativ 40 de minute. După 40 de minute se coagulează, da? Se face coagulul. Se taie coagulul, deci se taie așa sau se învârte, masa, da? Da, masă coagulată, exact, da? Da? Se taie o dată, o mai taie încă o dată, până se desparte, deasupra se ridică zero, și jos rămâne partea solidă. Solidă. Da, solidă. Păi aia, iei zero, deci despar zero de coagul, iar coagulul îl bagi în forme, ar fi indicat ca să arate și aspect comercial. Sunt diverse forme care iar sunt de cumpărat, găsiți pe internet, acum nu pot să dau eu nume de producător, sunt pe internet diverse firme adică care vând, scrieți forme de brânză și găsiți forme de brânză. O sumă de da, în care găsiți forme rotunde, forme pătrate, forme dreptunghiulare și în funcție de cum vrei tu să te reprezinți. Că pe lângă, n-am subliniat un lucru care e foarte important, marketingul și prezentarea produsului. Felul care arată, da, exact. Felul care îl pui și în fața omului. Încă ceva, ambalarea să nu fie în kilograme. Vorbim de sute de grame când vorbim de calitate, deci, sau de sute de grame. Dacă vă uitați la mie pe pliant. Da, am văzut, chiar m-am uitat. Doar la brânza de putină, care vreau să o vând, aia ține și un an și doi ani, de asta se vine calități mai mari. Deci telemeaua aia la putină stă ani de zile? Aia stă cât vrei. Deci nu are, nu se strică. Fantastic. 10 kg, da. 300 de lei. Da. Care? Mai avem aici, iată, urdă coaptă cu mărar, 200 de grame. Acum, să subliniem, la mine ferma e încă în conversie ecologică, sper că de anul ăsta s-o certific ecologic și de asta prețurile sunt mai mici decât, nu sunt chiar corecte. Deci nu sunt chiar corecte, dar eu sunt mulțumit și cu acele prețuri. Și vreau să spun că am început să continui acum cu asta. Deci după ce ai făcut, ai luat coagul și l-ai băgat în forme, în câteva ore, 3-4 ore, se scurge tot zero. După ce s-a scurs zero, dacă vorbim de telemea, se face o saramură, da? O saramură care, dacă o faci după ochi și nu ai unelte adecvate, eu o fac până ou de găină stă la jumate apei. Da? Da, atunci o saramură potrivită. În fiecare iarnă fac procedeul ăsta și zice mama, du-te copile și bagă apă în cadă și pune sare și pune ouă. Și când stă ouă deasupra, atunci poți să pui carne la saramură. La aia care fac la putină, pun ouă până deasupra, că este rămâne tare. La aia proaspătă, care trebuie să fie plăcută la mâncat, să nu fie foarte sărată, fac ouă la jumate. Deci asta e am făcut, acum mi-am luat salimetru, deci care e mai, da, mai faci perfect. Mai oficial. Mai dar vorbesc de oameni care au 25 de capre, 50 de capre, care să nu investească. Deci există procedura asta care e destul de corectă în ca asta. Iar după aceea, după 2 ore, 3 ore de saramură, ei brânza un pachetez și o bagi la frigider. Cât e pasul ăla spre legalitate? Adică, mă, voi toți spuneți aici, bă, trebuie să te, aici ce vedem e camera de muls, așa? Da, aia e camera de muls. Camera de muls. Sala de muls, aici e sala de prânz, aia e 70 de metri pătrați, era, acum s-a mai dezvoltat un pic, acum asta era anul trecut, când făceam brânză, acum nu fac, deocamdată,
Și, deci, asta e spațiul tot. Acolo e camera de maturare mai încă, în partea cealaltă camera de frig. Dar nu erau gata. Hai să spunem totuși. Ce înseamnă, domnule, ce înseamnă legalizarea aia, legalitatea aia? Adică, costuri, trebuie să ne speriem. În primul rând, să-ți poți depăși un blocaj mental, acela de a nu te mai speria de structurile statului, și anume de SV-ul, da? Nici de SV-ul, și acolo sunt tot oameni, și oamenii aplică o lege, și legea asta, ordinul ăsta 11 modificat, îl aplică în condițiile legii. Pentru asta trebuie să ajungi la ei, să le faci o solicitare scrisă, prin care să soliciți să fii înregistrat ca și atelier de procesare potrivit legii. După care îți trimite acasă un inspector, îți verifică dacă spațiul corespunde, dacă corespunde, îți dă drumul și îți dă certificat de înregistrare, dacă nu corespunde, îți dă o perioadă până la care să-ți poți aduce investiția la minimum de norme sanitar-veterinare necesare. 50 de metri pătrați, 60 de metri, 70 de metri pătrați. Nu iei bani împrumutuși la bancă să iei un credit ca să te... Dacă ai spațiu respectiv. Eu vă spun, eu vă lăsat o prostia foarte mare că toată lumea schimbă, face casele cu termopane, ciment, deci investesc niște bani, îi aruncă, îi îngroapă undeva. Ei nu se gândesc să facă, n-am bani, dar ei, o sursă de trai, deci ei cu banii, în fiecare an cineva investește în modernizare de casă, în camere care nu locuiesc. Da. Deci eu așa Andrei, văd. Asta e una, dar ce mă întristează pe mine e tineretul care muncește în Spania, în Italia, în Anglia. Care vin cu bani de acolo. Deci vin cu bani și își fac o casă, bă frate, să ducă înapoi și mai muncesc 10 ani, da. Se întorc pe urmă să-și vadă casa, în loc să zică, bă, mă duc acasă cu banii ăia, cât am? 50-60 de mii? Exact. Bă, pun pe picioare o afacere, îmi fac o pârghie de venit, o sursă de trai și rămân acasă și apoi tot îmi fac căsucă, în fiecare zi mai pun un rând de cărămiți. Domnul Grigore, președintele Asociației Caprinet, am înțeles, dacă am înțeles bine, de pe Târnave. Bună seara, domnul Grigore! Bună seara! Mulțumim că ați intrat în direct cu noi! Mă numesc Treza Gheorghe. Gheorghe, da? Da. Colegii mei, să știți că tot timpul fac farse dintre astea și îmi spun altceva decât... Nu e nicio problemă. Președintele Asociației Crescători de Caprine Caprimet, cu sediul la Târnava. Vă ascultăm! Ne bucurăm că sunteți împreună cu noi! Am intervenit pentru a veni în ajutorul tuturor crescătorilor de capre din România. Prin două chestii. În primul rând vreau să debutez în emisiunea dumneavoastră cu o expresie care cred că e familiară și va deveni familiară pentru toți, prin faptul că 25 de capre te ține, le ții tu, și 50 de capre te ține ele. De ei să pleacă afacerea crescătorului de capre în sine. Dar numai un pic, mai ziceți o dată chestia asta ca să rămână așa, moto, deci, emblemă pentru toți crescătorii de capre. Deci 25 de, de capre le ții tu, da? 50 de capre te ține ele. 50 de capre să țin ele. 25 te țin, nu te țin ele. Te țin ele. 25 de capre. A, le ții tu. Le ții tu. A, 50... frumos e, domnule. Deci prin câștigul care ți-l dă 25 de capre, nu poți să-ți acoperi aproape nimic. Am înțeles. De la 50 de capre încep să simți câștigul și te țin ele. Plecând de la această afirmație, ca să rămână standard pentru toți crescătorii de animale care vor să înceapă o afacere sau au început o afacere mică, le dau credibilitate prin a veni sprijinul lor cu un manual editat specific creșterea caprelor, care cuprinde, începând de la capră, ce înseamnă, până la dezvoltarea afacerii afacerii de familie, cu toate rețetele, la toate produsele. Excelent! Cu toate bolile, cu toate tratamentele, evoluția caprei, fătării, întreținerea caprelor, în toate sistemele posibile, calculul unei afaceri mici de familie, începând de la 50 de capre, 70 de capre și, pe urmă, în funcție de cum deține capitalul și cum deține terenurile și toate absolut, se pot dezvolta devenind afacere mare, până la 3.000, 4.000 de capete. Domnul Gheorghe, a scris o carte, sunteți, înțeleg, de meserie, zootehnist. Eu am fost crescător, adică sunt crescător de capre din 87, din 76. În 76. Cresc capre. Și am ajuns de o cunosc capra exact ca pe mine, cum zice un termen popular și din popor, de-a nostru. Apoi, cunosc capra ca pe mine. Cunosc capra ca pe mine, dar știți ce zicea Socrate, nu? Cunoaște pe tine, era însuți, era un demers de ăsta în care nu exact. Ne-am... Încă exact. Nu l-am dus exact. La capăt.
eu am numit cartea asta un studiu de fezabilitate a afacerii cu capre și din capre. Dar dumneavoastră de unde ne sunați? De la Mediaș. Da, de la Mediaș. Păi, vă rog eu frumos, lăsați telefonul în regie și cu mare plăcere, cât de curând vă invit în platou, pentru că vreau să aducem oameni care știu despre ce vorbesc. Și vreau să vă mai spun ceva. Foarte în scurt, că trebuie să ieșim din emisie. O secundă. Deci eu voi fi prezent și la Agraria și voi avea acolo expuse atât asociația Caprimed cu toate astea, cu toată evoluția ei, plus cărțile, manualele care le-am editat, care vin în sprijinul tuturora. Aici v-a rugat Corina Mareș, cred că, să băgați așa un spot publicitar despre Agraria, nu? Nu. Ei, nu. Nu, departe de gând. Glumesc. Eu vă las numărul de telefon. Lăsați numărul dumneavoastră de telefon, vă rog, în regie și o să stăm de vorbă pe domeniul ăsta, pentru că e, văd, de mare interes. Nu credeam că poate suscita interes, vă spun sincer, domnule profesor, o discuție despre, nu știu, capre. Iată că lumea așteaptă la rând să intre cu sute de mii de hectare. Mulțumim foarte mult, domnul președinte. Cu sute de mii de hectare de pășune împădurită? Păi avem nevoie de capre multe pentru a putea curăța aceste pășuni împădurite. Asta așa e. Sute de mii de hectare. Sute de mii de hectare. Împădurite pe pășuni și atunci avem nevoie de capre pentru asta. Foarte scurt, Andrei, ce urmează să se întâmple în ferma ta? Pentru că ne-ai spus, ai și o turmă de porci, faci porci, turism, mangalița, nu orice. Porci, mangalița, da. Deci, faci și turism, deci... Da. Și a devenit student în agronomie. Exact. Da. Mi-erai destul de ocupat deja. Domnul profesor, nu mă lăsa să nu am studii. Și că dacă vrei să te faci poet sau scriitor, eviți filologia. Bă, dacă vrei să faci afaceri în agricultură, eviți... Da. Eu merg cu practica și învăț teoria după. Da. Deci, da. Cred că ajut, de fapt, să profite de tine, să dai un exemplu, probabil. Un exemplu, da. Nu, e nevoie. Au nevoie de o bază minimală. Fără îndoială. Da, te ajută cu mult. Dacă nu e serios. Deci planul meu, începând de anul ăsta, este ca cel mai scurt timp să amenajez partea de agroturism. Adică mă refer la un spațiu de luat masa, la un spațiu de cazare, pentru că obligatoriu trebuie legate aceste lucruri. Ferma ecologică cu agroturism. Eu spun ferma ecologică, repet, toate că produsul principal e laptele și produsele din lapte de capră, dar vreau să fac un agroturism în care clientul vine în fermă și mănâncă numai din fermă. Din fermă. Deci nu, ai nimic după. După el și spui... N-ar nici suc, apă și sirop. Da. Apă și sirop. Sau o pâine de casă, în fine. Mulțumesc tare mult pentru plăcere în această seară, absolut admirabilă, m-ați sedus. Mâine, poi mâine o să fac un spot publicitar la brânzeturile de capră Dinu, da? Numai capră n-am ajuns. Țapă am fost, că vedeți în promo-ul ăla foarte bine realizat, parcă sunt țapă dintr-o altă turmă. În fine, mulțumesc mult pentru poveste, mulțumesc celor de acasă că ne stați alături în fiecare seară și că aveți interes pentru subiectele pe care le propunem. O rugăminte și din partea dumneavoastră a celor care sunați, a celor care ne sunați și în afara emisiunilor, să ne sugerați teme de interes general, pentru că de multe ori intuiți mai bine care sunt subiectele care vă interesează, adică intuiți. Știți, fără discuție, eu încerc să le intuiesc, poate nu reușesc întotdeauna. Cam atât, ne vedem mâine seară, discutăm despre bani europeni, despre noul PNDR, așa cum s-o fi văzând el, discutăm cu cei de la APDRP, încercăm să facem o schemă așa de lucru, cam la ce am putea să ne așteptăm în viitorul exercițiu 2014-2020. Fiți alături de noi, intrați cu întrebări, pentru că știți că e foarte important să tot pricepem câte puțin ce ni se poate întâmpla bun în viața asta. De la informație trebuie să plece totul și apoi o să vedeți și rezultatele, da? În ultima parte, mâine seară, de la 21:30, vorbim despre marketing pe piața vinului. Cum știm noi românii să vindem vinuri, cum o fac străinii, dacă o fac mai bine sau nu decât noi. Până mâine seară, cele bune, Doamne ajută!